Salutare, prieteni, dezvăluiri incendiare într-o gazetă de la Moscova. A fost lovitură de stat concertată de CIA, KGB și GRU. Informațiile sunt confirmate în cartea În sfârșit adevărul de către fostul general Victor Atanasie Stănculescu. Informațiile sunt publicate pe site-ul ohanesian.wordpress.com. Salutare, prieteni, astăzi un subiect incendiar, așa cum v-am obișnuit. De ce a fost înlăturat Ceaușescu de la putere? Informații din presa de la Moscova, la 17 februarie 2011, săptămânalul rusesc Nedeli Argument publica un articol amplu despre operațiunea de înlăturare de la putere a dictatorului Nicolae Ceaușescu. Roman, unul dintre ofițerii GRU, locotenent major în armata a doua, Ucraina Sud, în 1989, făcea dezvăluiri senzaționale despre operațiunea comună CIA, KGB și GRU și a serviciilor secrete maghiare. Problema nu a constat în antipatia personală a lui Gorbaciov față de Ceaușescu. Aceste informații publicate în presa moscovită au fost confirmate și de generalul român Victor Atanasie Stănculescu în cartea În sfârșit adevărul, unde Victor Atanasie Stănculescu a fost în dialog cu Alex Mihai Stoienescu. Iată că după mai bine de un sfert de secol se află elemente noi. Faptul că eliminarea clanului Ceaușescu nu a fost deloc întâmplătoare, ba chiar motivată de rațiuni de securitate regională. Mai pe înțelesul tuturor, în timp ce doctrina național-socialistă trâmbițată de Nicolae Ceaușescu la Națiunile Unite, mai ales în cadrul ședințelor Consiliului de Securitate al ONU, prezidate din când în când de ofițerii Direcției de Informații Externe, propovăduia dezarmarea nucleară și pacea mondială. În secret însă, în laboratoarele securității se lucra intens la proiecte speciale ca bomba atomică, arme chimice sau modificarea rachetei Tu-143. Astfel, comandantul suprem al armatei, singurul din lagărul socialist, devenea periculos chiar și pentru aliatul sovietic, un imperiu sleit de puteri după dezastru nuclear din 1986 de la Cernobâl. La începutul anilor 90, Mihail Gorbaciov nu își mai putea permite încă un Cernobâl. Anul 2009 a debutat sub zodia dezvăluirilor. Știri surprinzătoare de la Moscova apăreau într-un moment în care relațiile bilaterale nu erau tocmai pe roze. Presa internațională cita site-ul Institutului pentru Strategia Națională a Rusiei cu niște informații referitoare la proiectul secret al fabricării bombei nucleare în România, ca și cum acesta ar fi fost unul dintre motivele eliminării fizice a fostului președinte Nicolae Ceaușescu. Unii au tratat informațiile ca pe o ciorbă veche, reîncălzită și servită opiniei publice în prag de alegeri europarlamentare și prezidențiale. Alții credeau că bomba din Carpați era livrată la pachet cu scandalul rachetelor balistice lansate de regimul de la Fenian. De fapt, rușii hotărâseră să scoată de la naftalină nisca informații secretno, motivându-și prezența pe teritoriul României și eliminarea în grabă a dictatorului Ceaușescu. Tot în anul 2009, volumul În sfârșit adevărul, bazat pe mărturiile fostului general MAPN Victor Atanasie Stănculescu, avea să confirme informațiile publicate de presa moscovită, adică să nu se permită României să devină o putere nucleară. De exemplu, în 2003, sub supravegherea CIA și USVR, 13,5 kg de uraniu îmbogățit, 80% au fost transportate și neutralizate la uzina de concentrate chimice din Novosibirsk. Acel agent GRU, Roman, spune că pentru fabricarea bombei atomice a fost format un grup de fizicieni care lucrau într-un laborator secret de pe platforma Măgurele. Articolul Bomba din Carpați, publicat de Rossiyskaya Gazeta, făcea furori, abordând un subiect tabu pentru oficialii români de după 1989, programul nuclear românesc, o problemă care ar fi tensionat peste măsură relațiile româno-sovietice. Ambițiile lui Ceaușescu deranjau.
Rușii afirmă că la mijlocul decenului 70, România, sprijinită de Statele Unite, ar fi început să lucreze la propria armă atomică, proiectul fiind aproape de finalizare în vara anului 1989. Informațiile sunt confirmate și de fostul prim adjunct al ministrului apărării, generalul Atanasie Stănculescu. Aceeași publicație rusească cita rapoartele declasificate ale SVR, Serviciul de Informații Externe al Federației Ruse, în 1995, care dezvăluiau activitățile din platforma secretă de la Măgurele desfășurate de un grup de fizicieni români din domeniul nuclear cu sprijin internațional. Iată ce se spune. Într-adevăr, în 1985, autoritățile române își trasaseră ca sarcină studierea posibilității fabricării arme atomice, specialiștii români din domeniul fizicii nucleare însușindu-și tehnologiile de obținere a plutonului din combustibil nuclear prelucrat. Informații referitoare la faptul că, în cadrul programului său de energie nucleară, România ar fi dispus de un proiect concret destinat fabricării până în anul 2000, a bombei circulau încă din 1980, se afirmă în raportul SVR. Interesant este faptul că aceste informații apar la circa două decenii de la cea mai mare diversiune creată de serviciile secrete pe teritoriul României, mai cunoscută sub denumirea de Revoluție. Rușii nu erau îngrijorați degeaba. La scurt timp după informațiile date pe bandă rulantă în dosarele Pleșiță și Iliescu, Asociația 21 decembrie 1989 primește zeci de mii de file declasificate despre evenimentele Revoluției, unele rapoarte ale armatei, făcând referire directă la intervenția trupelor străine. Proiectul Măgura. Acesta este numele codificat al bombei atomice românești. Cei care au lucrat la protecție în domeniu spun că cercetările în domeniu au fost derulate sub directa îndrumare a Ministerului Apărării Naționale. Documentele erau clasificate cu 3 zerouri, strict secret de importanță deosebită, iar responsabil direct pentru rezultatele programului a fost desemnat fostul general Mihai Chițac, închis o vreme la Rahova pentru participarea la represaliile din 1989. Purtat prin toate spitalele militare în cele din urmă, Chițac a luat secretele epocii de aur cu el în mormânt. Unii specialiști afirmă că este puțin probabil ca cercetările să se fi desfășurat la Institutul de Fizică Atomică de la Măgurele sau IRNE, Pitești, așa cum s-a speculat în presă. Cele mai importante evenimente în vederea producerii bombe atomice au avut loc la Institutul de Chimie Militară de pe șoseaua Olteniței, aflat la vremea aceea în subordinea comandamentului trupelor chimice. De altfel, instituția Chițacului a rezistat cu brio integrării noastre euroatlantice. Cât privește specialiștii români implicați în proiectul Măgura, a fost vehiculat numele senatorului Șerban Valec, a fost director al Institutului de Cercetări Nucleare Pitești și reprezentant al României prin diverse alte organisme internaționale în domeniu. Ofițerii responsabili cu protecția internă în cadrul armatei spun că specialistul numărul 1 al proiectului a fost fizicianul Octavian Ciobanu, decedat, un apropiat al ex-președintului Ion Iliescu, secundat de Ion Romeo. În cele din urmă, se pare că în timpul parteneriatului NATO, sub presiunea organizațiilor internaționale de specialitate, proiectul Măgura a fost abandonat, multe din institutele de cercetare ale armatei fiind închise. Se ridică totuși un semn de întrebare asupra oportunității reluării dezbaterilor pe marginea armei atomice românești. După două decenii de la Revoluția Română, acum trei decenii de la Revoluția Română, simt nevoia rușii de a-și motiva intervenția în eliminarea lui Ceaușescu. Dacă este așa, atunci ar fi cazul să discutăm despre alt proiect la fel de secret, care băgase în sperieți marile puteri, cel al băncii țărilor nealiniate, un fel de FMI al săracilor, pentru care se pare că dictatorul român reușise să acumuleze în oarece conturi peste 30 de miliarde de dolari. Pozând la vremea aceea în liderul lumea a treia, alături de prietenii săi Gaddafi sau Mugabe. Amănunte despre acest proiect deține fostul demnitar comunist Cornel Burtică, dar și același general Stănculescu. Pentru o imagine cât mai completă a proiectelor militare, ar trebui să-l întrebăm pe generalul de brigadă în rezervă Ioan Belea, actuala deputy manager director la Banca Internațională de Investiții din Moscova. Belea a fost cel mai în măsură să lămurească lucrurile. În vremurile bune a servit patria ca locțiitor al comandantului serviciului 1 din cadrul Direcția 4-a contra informații militare.
Acest articol a fost publicat pe site-ul ohanesian.wordpress.com. Secretele generalilor de la Jilava. Secretizarea abuzivă și criminală practicată de autoritățile române în dosarul Revoluției a avut darul de a ascunde timp de 30 de ani pe principalii responsabili a masacrului din decembrie 1989. Nu este prea clar ce căutau trupele speciale sovietice în România, nici dacă au existat teroriști străini, dar ne-am ales cu țapii ispășitori, octogenarii Victor Atanasie Stănculescu și Mihai Chițac. Generalii condamnați și încarcerați la Jilava au fost sacrificați pentru imaginea justiției române în străinătate, dar și pentru a spăla obrazul armatei care nu avea ce căuta în stradă la Revoluție. Plin de afecțiuni medicale, doldura de secrete și confruntat cu realitățile închisorii, Stănculescu a început să vorbească despre proiectele clasificate la categoria secret de stat de regim comunist. Este vorba despre arme de distrugere în masă, rachete cu rază medie de acțiune, purtătoare de focoase nucleare, hiperită sau bruceloză. Mihai Chițac, unul dintre cei mai importanți responsabili militari în aceste proiecte, nu a scos niciun cuvânt. Surprinzător, deși inițial le-a dat cutif la jurnaliștilor prea curioși, generalul Stănculescu s-a hotărât să dea frâu liber amintirilor. A început cu interviuri televizate din spitalul penitenciar Jilava, referitoare la traficul de contrabandă cu armament desfășurate de statul român în perioada comunistă. În calitate de șef al departamentului de înzestrare al armatei, fostul general era la curent cu mai multe operațiuni derulate de securitate și de armată în lumea a treia. Sute de milioane de dolari din comerțul cu armament pe spațiul arab intrau în anii 80 în conturile faimoase firme ICM Dunăre. Recent, Stănculescu scrisese o carte înainte de moarte, În sfârșit adevărul, dezvăluind câte ceva din culisele altor operațiuni clasificate secrete de stat. Iată ce spunea: discutam mai mult problemele armei chimice. La el era problema stației pilot în una-două uzine mari pentru fabricarea iperitei și pe care o experimentam în teren. Aceasta a fost prima dintre cele trei componente ale armelor chimice. Apoi a fost arma bacteriologică, când a venit generalul Popescu din India cu probele de virus în eprubete, sticluțe în buzunarul interior de la haină, povestește Stănculescu. Dacă mai adăugăm micile indiscreții ale generalului despre programul pentru bomba atomică derulat la turnul Severin, Măgurele și Pitești, sub umbrela instalațiilor de la Cernavodă, ne putem face o idee despre secretele închise la spitalul penitenciar Jilava.